Fiecare maramureșan știe că atunci când este vorba de documente care trebuie obținute sau înlocuite, trebuie să-și rezerve timp și să se înarmeze cu multă răbdare, deoarece, cu toată tehnologia informatică existentă, încă sunt o mulțime de drumuri de făcut și cozi la care trebuie așteptat. Ei bine, de astăzi, o parte dintre cei care au probleme de rezolvat la Serviciul Public Comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor maramureș vor scăpa mai repede de ele începând de astăzi, se poate achita taxa de 68 de lei reprezentând contravaloarea permisului de conducere la ghișeul la noastre, atât de preschimbarea permiselor cât și de examinare, dar doar în sistemul de plată cu cardul prin POS. Deocamdată doar această taxă, urmând a fi achitată în viitor inclusiv taxa de examinare și în, într-o perspectivă a anului următor, și pentru înmatriculare taxa certificatului de matriculare. Până acum se achita doar prin ghișeele de la sucursalele CEC. Asta va duce la mai puține drumuri care trebuie făcute de cei care au nevoie de servicii, dar și de timp mai scurt pentru rezolvarea unor probleme.